Capșa. În vitrinele lui Capșa sunt expuse prăjituri, lei și urși de ciocolată și tot felul de figuri. Îngeri și puricei de lapte, ouă roșii, cerbi și pui, toate fabricate în zahăr, în laboratorul lui. Și-a intrat domnul Costică, un geambaș cu ceafă alată. Bună ziua, zise dânsul, vreau un cal de ciocolată. Da, avem. Și vânzătoarea erată vreo câțiva. Ăsta roibol iau, că-mi place, dar am să vă rog ceva. Hamurile aș vrea să fie albe și cu zdrângănele, iar pe jos pajiște verde și cu niște floricele. Imediat și în 3 minute l-a adus mult mai focos, ducipal cu hățuri albe și cu stânjenei pe jos. Nu te superi, domnișoară, dar mai am o rugăminte. Vreau să-mi scriți cu slove roșii numai 2-3 cuvinte. Mâine-i ziua mea și fiindcă plec acum la Focșani, scrieți să trăiești, Costică, souvenir și la mulți ani. S-a făcut și în 3 minute iute ca o rândunică, i-a adus calul și scrisul cum a vrut nenea Costică. Mulțumesc, a spus geambașul și cu gest cavaleresc, și acum spune-mi, Turturico, cât costă ca să plătesc? Păi cu hamurile albe, pajiștea cu stânjenei, suvenirul și urarea, în total 60 de lei. Minunat, și-a pus în gândui radios de fericit. Și admirându-l încă o dată, a scos banii și a plătit. Vi-l împachetez, întreabă vânzătoarea cu lipici. Nu, a spus Costică, fiindcă îl mănânc aici. Versuri Ion Pribeagă.